salariile profesorilor și despre chestiunile din educație, mulțime de lucruri interesante. Ceea ce a spus însă Traian Băsescu este neadevărat, pentru că și aduce aminte, cred că fiecare dintre noi și aduce aminte că în 2004 sezizarea DNA-ului a fost făcută de către Mona Muscă în legătură cu construcția din Zambaccean. Pe vremea aceea, deci hârtia respectivă pe care o să dau publicității au venit cu andetul de la Alianța DA și este foarte clar că ea a fost pornită ca o acțiune politică. Bine, aș putea să adaug că încă din 2002, de când era primar al Capitalei, Traian Băsescu a făcut o acțiune în instanță pentru, în legătură cu construcția din Zambaccean. Faptul că după aceea, în momentul în care s-a autosezizat din nou Daniel Morar în 2005, s-au făcut presiuni asupra unora dintre cei din compania de construcții, nu a reprezentat decât efectul unor presiuni politice și o dovadă suplimentară în legătură cu instruirea, cu sfârșit, derularea politică a acestui dosar. Deci n-ați sugerați că oamenii la care a făcut acum în direct referire președintele au dat declarații în urma presiunilor? Pe ce vă bazați când vorbiți de presiuni și sugerați acest lucru? În momentul în care zeci de polițiști și procurori de la DNA s-au dus la Bacău, la compania respectivă, și au luat toate dosarele de acolo și au făcut presiuni, au descoperit poate unele dintre nereguli și, în sfârșit, sub această presiune, bănuiesc că unele dintre declarațiile respective au fost date în aceste condiții. Dar ceea ce vreau să repet încă o dată, dincolo de ceea ce se va vedea foarte clar în cadrul procesului respectiv, este faptul că dosarul ca atare a pornit politic la inițiativa primarului Traian Băsescu și la plângerea colegii sale de partid, Mona Muscă, colegii de alianță, ca să spun mai exact. Deci, ceea ce a spus el astăzi seara este o minciună. Bun, rămâneți cu noi. Domnule Mircea Marian, revenim, pentru că au fost nume pronunțate de Traian Băsescu. Întrebarea mea însă a pornit așa, garantează cineva și cine anume, că în România o anchetă se desfășoară cu aceeași tărie și împotriva unor oameni precum Becali, Penescu sau altor oameni bogați și împotriva unor membri ai familiei președintelui? Dar eu cred că Becali are o șansă în plus față de Ioana Băsescu, fiindcă Becali are bani și dacă eu aș fi un procuror influențabil și aș avea de ales între presiunea președintelui, care mă poate promova, poate, sau mă poate ajuta în cine, și banii lui Becali, eu cred că aș alege banii lui Becali. Puh! Domnule Sorin Ioniță. Bine că nu sunt procuror. Ce ar alege? Cred că se respectă regula trasată de domnul Mircea Maria la începutul emisiunii. Educația nu are nicio șansă să fie discutată într-un context din ăsta. Adică e clar că sunt alte subiecte mult mai interesante. Președintele a fost foarte ofensiv. Nu mă așteptam, credeam că o să răspund așa, no comment, la chestia cu Federația de Fotbal, că o să spună ceva, dar nu. A luat această oportunitate ca să facă niște declarații foarte interesante pe care le vom comenta, apreciez eu așa, vreo două săptămâni. Se va mânca o pâine din ce a spus Băsescu în seara asta. Ceea ce nu înseamnă că nu e adevărat ce a spus Băsescu în seara asta și eu cred că, nu știu, noi suntem garanția că legea trebuie să funcționeze și în cazul fiicei președinte. Noi, cetățenii, dumneavoastră ca presă, eu și cine mai ascultă, trebuie să ne uităm să judecăm. Se întâmplă lucrurile astea? Este cineva deasupra legii sau nu? Mie mi se pare că astăzi, departe de a fi perfect sistemul, e mai puțină impunitate decât era acum câțiva ani, când absolut nimic nu se întâmpla, nu se mișca. Dacă se lucrează cu măsură egală, încă mai avem de studiat aici. Bun, aceeași întrebare și pentru domnul Adrian Năstase, pentru că e încă pe linie telefonică. Cine garantează, sau dacă garantează cineva, că în România o anchetă se desfășoară cu aceeași tărire asupra tuturor cetățenilor? Becali, Penescu sau membrii ai familiei prezidențiale? Sau, de ce nu, jurnaliști, oameni de afaceri? Dumneavoastră de câteva zile, spuneți, de câteva săptămâni, de fapt, arătați foarte clar
Anchetele nu se pot derula datorită unor perdele de fum și faptul că unele dintre aceste coincidențe pe care le-ați remarcat vin pentru a acoperi de fapt niște subiecte neconvenabile pentru Traian Băsescu, acest lucru s-a văzut foarte clar și astăzi. Eu nu vreau să mai discut despre aceste lucruri, am discutat mult prea mult și nici nu vreau să cad în capcana pe care o întinde Traian Băsescu. Eu sper că vom fi capabili să discutăm despre lucrurile importante și despre educație și despre Republica Moldova, iar în ceea ce privește dosarele mele, sigur că instanțele vor decide, dar am vrut să reamintesc un lucru care este cunoscut de toată lumea. Mona Muscă nu este colegă de partid cu mine. Era cea care a fost pusă de către Traian Băsescu și colegii lui de atunci să facă plângerea la DNA. Iar acest document va fi public și se va vedea foarte clar. Ce s-a întâmplat după aceea cu presiunile respective e o chestiune pe care am explicat-o de multe ori. Așa că nu înțeleg de ce a fost nevoie. Dar perdeau asta de fum. Iertați-mă, vreau să spun următorul lucru. Aceleași lucruri le-a spus Traian Băsescu celor care au fost convocați la Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni, în urma căruia, deci în urma acelei întâlniri, s-a spus foarte clar și a văzut foarte bine și în dosarul pregătit pentru ministrul de externe austriac, că s-a spus foarte clar Băsescu vrea capul lui Năstase. Acolo s-a spus, din păcate, și ăsta este ultimul comentariu pe care îl fac. Bun, dar acum dacă dumneavoastră... Ultimul comentariu, iertați-mă, vreau să spun urmă, acolo s-a spus că și pentru dosarul care anul trecut a fost soluționat de către Parlament, să se trimită încă o dată să se soluționeze așa cum vrea Traian Băsescu. Dacă nici asta nu arată conducerea politică... Domnule Năstase, de ce s-a luat, ca să spun așa, președintele de dumneavoastră? De ce credeți că a făcut referire la dumneavoastră din moment ce dumneavoastră ați anunțat că nu candidați la președinție? Deci nu sunteți în ecuația alegerilor din anul acesta pentru funcția de președinte. Care ar fi motivul politic pentru care ar fi făcut Traian Băsescu această referire la dumneavoastră? După ce a încercat să băgălească opinia publică din România timp de 4 ani că se bate cu corupția și dădea exemplul meu de fiecare dată, el a văzut că povestea asta nu mai ține nici în România, dar a văzut că și din exterior povestea asta îi vine peste ochii înapoi. Lucrul ăsta, dosarul pe care l-au făcut cei care au pregătit vizita ministrului de externe austriac, arată că această poveste a început să fie înțeleasă și în străinătate. Și acum a vrut să se justifice într-un fel Traian Băsescu, dar eu cred că toată lumea își aduce aminte de denunțul pe care l-a făcut la parchet Mona Muscă și de felul în care a început acest dosar. Iar văd că el vine acum și minte din nou cu nerușinare, mi se pare că este exact în stilul său caracteristic. Mulțumesc, a fost la telefon domnul Adrian Năstase. Continuăm discuția cu invitații noștri. Domnule Severin, perdeaua de fum, în măsura în care evenimentele, precum cele la care a făcut referire domnul Adrian Năstase, ar fi perdea de fum, arestări din lumea fotbalului, becalii, n-acoperă și imposibilitatea PSD-ului aflat la guvernare de a-și onora promisiunile cu profesorii, de pildă. Adică doar președintele ar beneficia de perdeaua de fum, doamna Andronescu n-ar beneficia, PSD-ul în ansamblu n-ar beneficia, în măsura, repet, în care nu discutăm învățământ și promisiuni electorale față de ce ni se întâmplă acum, pentru că discutăm alte lucruri pe care le-ați văzut și dumneavoastră. Aici sunt multe perdele de fum, sunt multe lucruri pe care perdelele astea ar trebui să le acopere și așa mai departe. Eu sunt de acord că dacă s-a întâmplat ceva, dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește, să-i spunem, lupta împotriva corupției sau situația corupților din România în ultimii ani, este faptul că, într-adevăr, nimeni nu poate să mai fie sigur că nu va fi invitat într-o bună zi la parchet și reținut într-o bună noapte în arestul poliției. Asta e adevărat. Numai că de aici și până la a vorbi despre o reală luptă împotriva corupției... Dar cum ar fi reală? Este o mare distanță. După ar defila procurorii reală, în uniformă pe stradă? Cum ar nu, fi? Vă spun. Unul dintre răspunsuri este lupta reală împotriva corupției este cea care se dă în sălile instanțelor de judecată și nu în fața camerelor de luat vederi. Această supra-expunere
în fața camerelor de luat vederi, mie îmi creează un semn de o îndoială care poate să nu fie justificată, dar puțin, este n-a fost PSD-ul partidul care ani întregi a refuzat să dea drumul dosarului domnului Năstase către judecătorie? Nu știu dacă PSD-ul a refuzat sau nu, dar încă o dată am spus că mi se pare că învârtirea sacului este o schimbare, șoarecii nu-l mai reușesc să roadă, însă pe de alt, ca să fugă din sacul respectiv. Dar învârtirea sacului nu este combaterea șoarecilor. Nu este combaterea șoarecilor. Deci, din punctul meu de vedere, și dați-mi voie să exprim un punct de vedere și eu personal, dacă vreți, ca membru al Parlamentului European, din punctul meu de vedere, ca membru al Parlamentului European, ca om care încearcă să lupte și a încercat întotdeauna să lupte împotriva corupției în România, nu sunt satisfăcut. Iar mai departe, toate aceste scandaluri, unele care implică oameni care probabil sunt corupți, nu am probe ca să-i condamn eu, dar probabil că sunt corupți. În alte situații, oameni care nu sunt corupți. În alte situații, pur și simplu, adversari politici. Toate acestea arată că suntem încă într-un mediu profund nesănătos și fără îndoială că de acest mediu este vinovat și domnul președinte Băsescu. Tot mediul politic ne pune în imposibilitatea prin declarații să vedem cum ar trebui să fie de fapt o luptă împotriva corupției și cum nu e. Domnule Gherasim. Părerea mea este că aceste perdele de fum nu aparțin guvernanților, liderilor, ci în mod deosebit poftei de informații deosebite. Scena publică trebuie să fie aglomerată cu asemenea evenimente. Aș fi curios câte furturi de mașini și sechestrări de persoane sunt în țara asta pe lună sau pe an, ca să facem comparații. În mod normal, aceste știri vor fi tot timpul pe prima pagină și preluate de toate televiziunile. Sigur, în momentul în care e vorba și de oameni politici, atunci conotațiile se schimbă și capătă o încărcătură mai gravă, ca să zic așa. Totuși, trebuie să recunoaștem că pentru a aplica cu fermitate legislația, trebuie ca instituțiile statului să funcționeze. Iar atunci când funcționează, nu trebuie să deranjeze anumite persoane. Păi asta e problema, că întotdeauna când cineva spune că funcționează, cealaltă parte zice că nu funcționează, domnule. Ba, ele funcționează, pentru că, uitați, în ultima perioadă, și nu în ultima, nu în ultimele luni, ci în ultimii ani. Eu aș vrea să spun că eu cred că justiția a început să funcționeze încă de la începutul anilor 2000. În sensul că atunci s-au structurat foarte bine parchetul național anticorupție, parchetele naționale, ca să zic așa, la nivel de județe. După aceea s-a stabilit prin norme raporturile cu justiția și așa mai departe. Cred că drumul este cel bun și sunt convins că în viitorul foarte apropiat această funcționare va fi funcțională. Avem oricum o constatare, și anume că ori de câte ori cineva politician spune că funcționează justiția, există altă parte, tot politician, care spune că nu funcționează. Și așa o ducem din 2000 păi, domnule, și până acum o clipă. Că haideți să nu-i mai întrebăm pe ei atunci. Haideți să judecăm noi, care nu sunt politicieni. O să-l întrebăm pe domnul Ștefan Deaconu, consilier prezidențial pe probleme juridice, pe care îl avem la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Înțeleg că doriți o precizare să faceți. Ascultăm. Bună seara, domnul Mitescu. Da, aș vrea să fac o precizare în legătură cu declarațiile de mai devreme ale domnului deputat Năstase. Sunt împuternicit de președintele României să fac aceste declarații și în calitatea mea de fost membru al Comisiei Speciale care a existat la Cotroceni. Ceea ce vreau să vă precizez este faptul că în dosarul care s-a aflat la Cotroceni, pe masa Comisiei Speciale, nu există niciun fel de declarație a doamnei Mona Muscă. Asta vreau să vă spun. Nu știu dacă o fi vreun alt dosar în care există o astfel de declarație, dar în dosarul care a existat la Cotroceni, nu există o astfel de declarație a doamnei Mona Muscă. Bun. Mulțumim. A fost la telefon domnul Ștefan Deaconu, consilier prezidențial pe probleme juridice. Ne pregătim să trecem în a doua parte a realității zilei, dar haideți să urmărim din nou ce a spus președintele în declarația sa de la Cotroceni după întâlnirea cu sindicatele din învățământ. Privește fiica mea. Plec de la premiza de la care plec și în ceea ce îi privește pe ceilalți. Nimeni, nici șeful statului român, nici familia șefului statului, nu este mai presus de lege. Orice om cinstit care crede că fiica mea și-a cumpărat apartamentul, repet, apartamentul,
nu casele, am înțeles că au fost adevărate campanii care arătau 6-7 case. Fiica mea are un apartament și o mansardă în urma partajului de pe urma divorțului. Eu am un apartament și asta e tot. Dar propaganda care se face și încercarea de a arăta că în familia prezidențială sunt ilegalități nu arată decât faptul că mulți dintre cei care au mijloace de a face o presiune publică pe președinte, șantaj la președinte, nu ezită să o facă utilizând trusturile media. Probabil, prin acest șantaj public, stai că îți spunem noi familia în discuție și trebuie să recunoaștem fiica cea mică, fiica cea mare, fratele, aștept ziua în care încep campaniile împotriva soției. Probabil deprecierea e atât de mare încât va veni și rândul soției. Acest lucru nu arată decât o presiune formidabilă făcută de oameni care se simt în dificultate în fața justiției, fie că vorbim de trustul domnului Vântu, deocamdată n-a găsit nici la mine, nici la fiica mea bani de la FNI, fie că vorbim de trustul domnului Voiculescu, nu sunt bani de la Crescent la mine în casă, nici în casa fiicei mele, sunt bani câștigați cinstit. Deci presiunea pe care o fac este să se oprească funcționarea instituțiilor. Iar eu le spun ceea ce le spun de 4 ani și jumătate. Din punct de vedere al funcționării instituțiilor statului, nu am nimic de negociat cu nimeni. Oricâtă forță mediatică ar avea. Compromisurile pe dosare pe care le au instituțiile statului cu privire la un om sau la altul, la un proprietar de trust media sau la altul, la un mare ziarist sau la altceva, nu sunt de negociat cu președintele României. Sper să nu văd în continuare o campanie legată de faptul că Băsescu dă atac la Federația Română de Fotbal. Vreau să știți că sunt pregătit să decorez pentru 100 de ani de activitate Federația Română de Fotbal, nu pentru... Bun, intrăm așadar în partea a doua de la Realitatea Zilei. Ați revăzut de declarațiile președintelui făcute după încheierea întâlnirii dintre sindicatele din învățământ cu ministrul educației. A fost o întâlnire la Cotroceni. Discutăm în această a doua parte a emisiunii cu domnul Ștefan Nicolae, care este președintele Federației Agrostar, cu domnul Viorel Copil, purtător de cuvânt la Federația Sindicatelor Pensionarilor, cu domnul Marius Nistor, președinte executiv al Federației Spiru Haret, cu domnul Adrian Isvoranu, director al Federației Patronatelor din Industrie, Comerț și Servicii și cu domnul Marius Nițu, redactor șef adjunct la cotidianul Gândul. Dar sigur că, domnule Nistor, ați fost, nu? La Cotroceni. Da, bineînțeles. Am văzut pe domnul Bobulescu, care a descris situația în felul următor. Multe vorbe, zero rezultate. Aș putea spune și acest lucru până la urmă. Chiar mi-aduc aminte, colegii de-ai noștri au spus că vin la Cotroceni punându-și mari speranțe în urma întâlnirii cu președintele Traian Băsescu. Și am precizat o chestie care mi se părea absolut normală. În momentul în care m-am îndreptat spre Cotroceni, niciun caz nu mi-am pus mari speranțe că se va schimba ceva. Pentru că, haide să fim realiști, cine și imagina că după această întâlnire președintele va apărea pe postul de televiziune și va spune că începând de la 1 octombrie 2008 se va aplica legea 221 privind creșterea salariilor cu 33,64% pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământ, se înșela amarnic. În niciun caz nu era vorba de așa ceva. Nici nu mi-am imaginat că președintele va face așa ceva. Cred că mai sigur domnia s-a vrut să aibă o discuție cu reprezentanții federațiilor sindicale, pentru că presupun că avea o anumită temere. În condițiile în care, și a recunoscut acest lucru, nu și-a putut păstra angajamentul asumat în urma promulgării
acelei legi, respectiv aplicarea legii 221, îl interesa foarte mult ce vom face noi ca reprezentanții federațiilor sindicale, dacă ne mai asumăm în continuare strategia privind reforma sistemului educațional. Chiar ne-a spus președintele la un moment dat că ne poate înțelege în situația în care noi nu vom mai susține această strategie. Problema nu se pune la acest mod dacă noi susținem sau nu susținem reforma sistemului educațional. Nu aceasta este problema. Problema este că poți face o reformă, dar reforma o faci în situația în care ai alocările financiare corespunzătoare. O reformă poate fi susținută doar în condițiile în care legislația în domeniu este respectată ca atare. Iar o reformă trebuie făcută pe baza unui pachet legislativ care trebuie discutat cu toți partenerii de dialog social. Mergem la domnul Ștefan Nicolae. Acum încercăm să vedem după ce metodă se vor încheia discuțiile următoare dintre decidenți și sindicaliști, după principiu multe vorbe, zero discuții. Domnule Ștefan Nicolae. Cam așa ceva, domnul Dumitrescu. Din păcate, constatăm cu mare regret și cu amărăciune că după câteva luni de zile de guvernare a noii coaliții, România și în special multe zone din economia națională se îndreaptă ușor, dar sigur, spre un colaps fără precedent și sâmbătă am asistat la rectificarea bugetară, cel puțin la noi la agricultură. Eu le-am spus colegilor, mâine am și convocat un birou executiv, probabil trebuie să închidem porțile. Ni s-a luat 23% din ceea ce nu aveam efectiv, un buget 1,37, sărac. Deja cred că nu există o logică în ceea ce se face, nu există o strategie și cred că până la urmă nu se dorește ca noi să ieșim din această criză. Este inadmisibil să iei bani dintr-o zonă în care îți aduce plus valoare, în care poți să, dintr-o investiție imediată, să asiguri pentru bugetul țării niște resurse de care ai mare nevoie într-un an de criză. E ceva incredibil ceea ce se întâmplă și vă spun, eu cel puțin nu mi-explic această... Haideți să recapitulăm puțin. Prin urmare, la învățământ, mă refer la discuția acum, la învățământ zero rezultate până acum, la agricultură înțeleg că deocamdată zero rezultate. O să vedem și sumele care s-au tăiat pe parcurs. Încercăm să vedem la pensionari, la domnul Copil, o să mergem la domnul Viorel Copil, să vedem la pensionari care este situația în momentul de față. Repet, vorbim despre comparația cu ceea ce s-a spus și s-a promis și la un moment dat s-a și legiferat și cu situația de acum în care purtăm discuția. Vă rog, domnule Viorel Copil. Este clar că nu are nicio legătură ceea ce s-a spus cu ceea ce se face. Aici e bun de adus în discuție proverbul acela cu afară-i vopsit gardul, înăuntru nu-i leopard. S-a discutat înainte de alegeri, s-au făcut promisiuni, s-au adoptat legi în Parlament, aplaudate și, mă rog, bine primite toată lumea, dar a fost de sus să vină guvernul care este acum la conducerea țării, ca tot ceea ce s-a spus atunci să nu se mai facă, nu se mai realizeze nimic. Mai mult decât atât, nici măcar ceea ce a spus guvernul că va face din momentul în care a fost instalat la conducerea țării, nu se ține de cuvânt. Se îndreaptă cheltuieli. Deci nu se dă la agricultură în un domeniu care ar putea aduce imediat niște venituri, imediat, în vară, în toamnă. Nu se dă la învățământ unde, dar în schimb se dau banii pe toți, se cheltuiesc banii pe tot felul de minuni din astea, de sute de mie de biserici, tot felul de, nu-mi dau seama, se măresc cheltuielile la Parlament, la președinție. Nu înțeleg, n-are care e logica guvernului. Bun, nu există deci un pensionar... plan anticriză care să spună, domnule, e nevoie să facem asta. Să vedem cum o fi în industrie în raport cu ce se spunea că va fi, mă refer la cei care decid, ce promiteau ei și ce au făcut. Cum e în industrie, domnule Izvoranu? Păi, eu v-aș spune un lucru foarte simplu. Avem de discutat aici despre priorități și despre posibilități. Avem, dacă adunăm acum, să zicem, numai domeniile de care am vorbit, sunt 4-5 sume de câte, să zicem, 50 de unități și avem o disponibilitate doar de 100. Ce facem în situația asta? Nu putem să împărțim, nu putem să dăm la fiecare câte un pic, pentru că nu rezolvăm pe nimeni și nu susținem pe nimeni în realitate. Și în condițiile astea, susținem singura posibilitate care poate multiplica banii pe care îi avem la ora actuală.
fiind în criză și fiind într-o situație conjuncturală defavorabilă, singura șansă pentru a putea să asigure guvernul banii pentru pensionari, pentru învățământ, pentru sănătate și pentru toate celelalte nevoi, ar fi fost să financeze industria, să financeze economia, singura capabilă să producă acei bani de care aveau nevoie. Nu, nu este finanțată. Vreau să vă spun că la ora actuală tot mai mulți membri din țară se plâng că nu au încasat banii promiși de guvern, nu din altceva, atenție, din lucrări efectuate, facturate și recepționate de... E vorba de acei bani despre care premierul spunea că vor fi plătiți cu prioritate. Exact. Deci nu s-au plătit? Din informațiile pe care le am de la Ministerul Finanțelor, ni se arată niște cifre și din care rezultă că, într-adevăr, banii au fost dirijați către entitățile locale, dar la beneficiar banii nu au ajuns. Înseamnă că se pierd pe undeva, iar prefecții dorm în cizme și își iau banii de pomană. Domnule Marius Nistor, învățământ, industrie, pensionari, agricultură. Da, e o adunare frumoasă de oameni care au luat apă, ca să mă exprim neacademic. Și ce putem zice? Știți ce e surprinzător în discuția aceasta? Guvernul are o strategie, o lipsă de strategie mai precisă, încât am ajuns în ziua în care îi aud pe domnii pensionari plângându-se că nu se investește în agricultură sau în industrie. Pentru prima dată, după atâția ani de când venim la astfel de emisiune, încât un reprezentant al pensionarilor, care avea discursul lui clasic, standard, îndreptățit, să zică, domnule, nu ne dați nouă în primul rând bani, faceți ceva. Guvernul, față de ce a promis, n-a făcut mai nimica și nu e grav faptul că taie de peste tot și enervează pe toată lumea. Grave faptul că nu are o strategie clară. Dacă se zicea că anul acesta e un an de criză, dar e un an al autostrăzilor, băgăm bani cu prioritate numai în autostrăzi, creăm acolo nu știu ce locuri de muncă și facem ceva, sau un an al agriculturii. Nu, restructurarea în jos se face exact cum am restructurat industria prin 90 și ceva, prin uscare. Dăm cât avem și ce pică, pică, ce nu pică... Bun, apropo de promisiunile de la care am plecat, o să le punem încă o dată, deși am mai făcut asta de câteva ori la realitatea zilei, ca să nu uităm de unde am plecat. Nu s-au întâmplat decât acum 3 luni aceste promisiuni, cam atât a trecut de atunci, de când s-au făcut și până când discutăm acum, făcând bilanțul zero al acestor lucruri. Haideți să le urmărim din nou. Dacă vine cineva acasă în guvernarea noastră, 20.000 de euro bani cash de instalare acasă și 60% din împrumutul de la bancă pentru începutul unei afaceri subvenționat de către noi. Programul nostru de guvernare este unul concret și care răspunde la nevoile oamenilor. 2. Partidul Democrat Liberal este garantul că toate legile adoptate de Parlament se vor aplica. Și legea cu privire la salarizarea profesorilor și legile care se vor adopta în vederea creșterii salariilor pentru funcționarii publici, pentru personalul sanitar, pentru că aceștia sunt în urmă cu salariile și trebuie să fie sprijiniți și ei. În prima zi a noului guvern și a noului parlament, de la 1 octombrie, legea dumneavoastră intră retroactiv în vigoare. Vă asigur că vom cheltui 62 de miliarde de euro până la ultimul sfanț pentru educație și nu pentru șmecherii. Să trăiți! Bine! Bun, nu știu, vă întreb așa, foarte scurt, 5 secunde de fiecare, ați învățat caseta asta pe de rost, domnule Nistor? Am făcut chiar și un filmuleț, după toate aceste intervenții celebre. Clar, le-am învățat pe de rost. Deci în prima, învățat pe... În prima zi de guvernare vă aplicăm legea. Întreb, domnule Nicolae Ștefan. Da, sigur că ați da, învățat pe de rost caseta asta? Am învățat pe de rost și mai am adăugat și promisiunile pentru agricultură, care vi le-am spus în emisiunea trecută. Bun. Domnule Adrian Izvoran. Da, o știm pe din afară și dacă o să-mi permiteți și o să-mi dați 20 de secunde, nu 5, am să vă explic și care e greșeala dumneavoastră în toată chestia asta. Care? A dumneavoastră, a presei în general. Vă rog. Greșeala este că permiteți acestei suite de domni să dea explicații de dimineața până seara, când nu sunt puși acolo ca să dea explicații. Noi nu i-am pus acolo, nu i-am adus de acasă, nu-i somează nimeni cu pistolul la spate să stea în funcție de președinți, miniștri, vicepreședinți și ce sunt. Au promis că fac și la ora actuală noi trebuie să întrebăm cu dumneavoastră în frunte ca eșalon înaintat presa
Dacă pot să facă, dacă nu pot să facă, să se ducă acasă, să-și crească pisicile. Nu știu dacă mai putem să-i întrebăm, pentru că mă întreb dacă nu cumva toți o să spună că suntem presa mogulilor, dacă îi întrebăm. Nu, deci astea sunt comentarii pe care n-ar trebui, la asemenea provocări, nu trebuie răspuns. Că suntem presa mogulilor, deci n-avem voie să-i întrebăm. Deci oamenii ăștia trebuie să spună clar, putem să facem sau ne ducem acasă și ne vedem de treabă. Lăsăm pe alții care pot. Ați învățat caseta pe de rost, domnule? Da, eu aici vreau să fac un foarte scurt comentariu. Calitate de reprezentant al eșalonului înaintat. Deci, în momentul când s-au făcut aceste promisiuni și eram noi presa în studio, poate în aceeași formație, și spuneam, domnule, nu o să vă dea nimeni nimica, nu o să se dea, nu o să se facă, că n-au de unde, deci nu vreau să dau exemple personale. Domnul Nistor, într-o emisiune, mi-a declarat că analiștii sunt de vină că nu s-au dat 50%. La pensionari, alți domni au zis că noi suntem nebuni, că nu știm cum funcționează fondul de pensii. Deci vorbim de eșalonul înaintat. Noi relatăm, noi informăm, judecăți de valoare, mai mult sau mai puțin bune, încercăm să facem. Dar să zici că n-a făcut, nu-i lasă presa acum să vorbească, păi sau de ce îi lasă, domnule Viorel Copil, dumneavoastră ați învățat caseta asta pe de rost? Din nefericire am învățat-o și o să țin multă vreme minte, pentru că o să dăm data viitoare un extemporal. Fără ea o să vă rog să ne scrieți pe hârtie ce a spus fiecare personaj din imagine. O să scriem pe hârtie. Nenorocirea este că scriem pe hârtie și pe hârtie rămâne. De păcălit, am fost păcălit tot timpul, ani de zile, iar în ultima vreme parcă păcăleală ca asta n-am mai pomenit, pentru că nu e admisibil de la o zi la alta, de la o lună la alta, de la un trimestru la altul, promisiunile care se fac cu mâna pe inimă și cu atâta convingere, cu atâta patos, să nu se țină seama de ele. Haideți să vă spun și un lucru real, care nu e o păcăleală și sunteți cu toții martori că nu e o păcăleală. New Zealand a dat această informație, 387 de foști deputați și 181 de foști senatori. Un deputat în funcție și doi senatori tot în funcție fac cerere pentru pensie parlamentară specială conform legii 96 pe 2006, care prevede un cuantum al pensiei de 80% din indemnizație în cazul celor care au deținut cel puțin 3 mandate, de 40% din indemnizația de parlamentar pentru cei care au deținut doar 2 mandate și de 20% din indemnizația de parlamentar pentru cei care au deținut un singur mandat. Ei bine, asta, domnule Nistor, nu e păcat. Domnul Răzvan Dumitrescu. E criză. Deci, vorbim de acest criza, lucru. Nu, stați puțin. Criza este pentru pensionari, criza este pentru salariații din învățământ, criza este pentru cei din sănătate. Și eu v-am spus categorii. Ce se întâmplă în această perioadă cu cererile acestor foști criza parlamentari. Criza nu se manifestă atunci când este vorba despre foștii parlamentari și actualii parlamentari. Criza nu se manifestă față de angajații, față de magistrați care beneficiază în momentul de față pe baza unor sentințe judecătorești de creșteri salariale mai mult decât substanțiale. Criza nu se manifestă atunci când se acordă prime cel puțin în aparatul Camerei Deputaților care ajung la cel puțin 500.000 de euro semestrial. Nu, criza este doar pentru categoriile pe care le-am prezentat înainte. Acum, întreb așa, ca mesaj, ce vă spune dumneavoastră chestiunea asta? Că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție din cauza desfășurărilor. Apropo, tot în timpul crizei se fac aceste cereri. Ce vă spun? E o doză extraordinar de mare. Unul dintre ei este milionar, e om de afaceri și a făcut cerere. E prin agricultură om de afaceri. Să vă răspundă acel individ care este milionar? Dom'le, dacă legea îmi permite, de ce să nu fac așa ceva? Este dreptul meu și dreptul mare... Păi legea va permite și dumneavoastră să categorii, dar mașuri. Ei sunt cu totul și cu totul o altă categorie de bugetari. Bugetarii favorizați. Perfect. Acea categorie care nu va suferi Merge niciodată absolut nimic. Merge la domnul Ce mesaj pe timp de criză, când am aflat că se taie 6.000 de miliarde de lei vechi de la educație. Câteva mii de miliarde la agricultură sau câte ori fi, transmit acești oameni, parlamentari sau foști parlamentari, care fac apel la legea asta ca să-și ia pensie cu 80% din indemnizație, domnule Izvoran. Nu este nimic altceva decât o exercitare abuzivă a unui drept, a unei puteri pe care noi le-am acordat. Iar noi suntem vinovați toți de la masa asta și toți din țara asta că le permitem chestia asta. Și cum ar fi situația în care nu le permitem chestia asta? Cum deci ar trebui pur și simplu să ne exercităm drepturile constituționale, să-i tragem la răspundere, să exercităm toate formulele pe care le avem la dispoziție, în așa fel încât ăi care nu sunt în stare să plece, ăi care pot și trebuie ajutați, să-i ajutăm. Domnul Zvoranu, care formule? Nu vă supărați acum. Haideți că trăim în această țară. Avem un guvern care are o majoritate parlamentară de 73%.
Nu interesează cât uși de puțin dacă sunt nemulțumiți cei din educație, cei din sănătate, dacă sunteți nemulțumiți dumneavoastră cei din industrie. Dacă au la bază o majoritate. Guvernul acesta nu cade. Dacă vreți în afara emisiei, uite, vă explic eu cum poate să cadă guvernul ăsta. Da, bine, și noi știm cum anume ar trebui să cadă guvernul, dar deocamdată nu cade. O clipă. Mergem la domnul Nicolae Ștefan și repet știrea pentru telespectatorii care poate că nu cred despre ce e vorba. 387 de foști deputați și 181 de foști senatori, la care se adaugă un actual deputat și actual doi senatori, fac cerere pentru a beneficia de pensie parlamentară specială conform legii 96/2006. Dacă ai 3 mandate, iei 80% din indemnizația de parlamentar drept pensie. Cum comentați, domnule Ștefan Nicolae, exact în momentele în care tăiem de la învățământ și de la altele, pentru că e criză, se întâmplă asta, și de la agricultură? Apropo, domnul Triță Făniță e pe listă. Domnul Triță Făniță e milionar, nu? Da, în agricultură, la dumneavoastră. Este unul agricultor din domeniul din care dumneavoastră veniți. A fost un parlamentar care a activat o perioadă însemnată în Parlament și, într-adevăr, a avut o activitate destul de îndelugată în agricultură. Să fii milionar sau oricum un om cu stare, dar, și să te așa bucur la o pensie de asta. Domnul Dumitrescu, probabil după ce au nenorocit economia asta și după 20 de ani de democrație și după o legislație foarte bună care au construit-o acolo în Parlament, au zis că e momentul să și plătim. Problema este că noi suntem cei care, părerea mea, noi suntem cei vinovați, pentru că le-am dat întotdeauna mandat pe tot felul de promisiuni și minciuni și, din păcate, probabil, așa cum au început în acest an și așa cum văd eu lucrurile în acest moment, probabil acest guvern, care are, într-adevăr, cum spunea colegul meu, 72% sau 73%, va ieșua lamentabil, pentru că foarte multe categorii sociale vor fi în stradă în scurt timp, pentru că economia se va bloca. Nu știu ce va fi. Nu vor mai fi bani de salarii, nu vor mai fi bani de investiții, nu vor mai fi soluții, pentru că, așa cum discutam mai devreme, nu avem o strategie. Să ne concentrăm, dar strict pe întrebare, pentru că nu mai avem oricât de mult timp. Domnule Viorel Copil, cu pensiile astea speciale, v-am dat exemplu, e vorba de peste 500 de foști parlamentari care fac apel exact în momentul ăsta de criză la această lege. Da, există o inițiativă de desființare a legii care e doar inițiativă. Nimeni nu e în discuție deocamdată. Nenorocirea mare este acestui guvern care s-a instalat prin minciună, prin minciunile care le-au proferat când s-au pregătit de alegeri, e că unele din promisiuni au fost acelea că vor renunța și că vor abroga toate aceste legi speciale care dă dreptul la niște pensii foarte mari celor care au contribuit cu o cotizație foarte puține la pensii. Una din minciuni este și aceasta. Poftiți, la senatorii și deputații, este exact ăla care spune că omul când își taie pâinea, ia pâinea toată și cuțitul bagă în buzunar. E o rușinare asta să faci, să profiți de faptul că ești parlamentar, să scoți legi sau să ceri să-ți aplice niște legi deșuchiate, care nu sunt până la urmă. Bun, dar așa ca și cerere. Dacă nu faci cerere, nu primești, Marius Nițu. Și totuși au făcut cerere, peste 500, pe timp de criză. Este un bun exemplu ăsta? Păi, acei oameni pur și simplu dovedesc că nu le pasă deloc de imaginea care o lasă în electorat. S-au suit în tren, și-au luat biletul, s-au așezat la clasa întâi, ce să mai asculte, ce țipă lumea pe peron, n-are apă, n-are mâncare. În avion sau cum? Da, nu știu, aici putem face multe metafore, dar ideea principală este faptul că degeaba ne indignăm după, când înainte toată lumea în această țară minunată e foarte veselă când aude că va lua kilogramul de carne cu 5 lei. Și dacă zice unul că ia cu 4 lei, îl votează pe ăla, nu-l mai crede pe ăla cu 5 lei. Poporul ăsta s-a aruncat așa în urma trenului, dar nu-l mai prinde. E un spor național. Poporul acesta, cred că trece, e mult spus poporul, sunt vorbe mari, dar electoratul, oamenii care votează, cred că această criză e o lecție bună și pentru cultura politică a cetățeanului de rând. Că până acum se ducea omul, deschidea televizorul și vedea un trecere ca să nu se spună, nu o clipă vă rog, ca să nu se spună că suntem noi răi sau că am ales invitații de așa manieră încât
toate comentariile sunt negative. Haideți să vedem ce spun sondajele. Și mă refer la un sondaj în somar, la latura economică a acestui sondaj, apropo de criză. Dan Barbu cu rezumatul. Bună seara, Dan. Bună seara, Răzvan, bună seara, doamnelor și domnilor. Majoritatea populației consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, potrivit ultimului sondaj în somar. Doar 23% dintre respondenți spun că România se îndreaptă în direcția bună. În plus, mai mult de jumătate din subiecți declară că situația financiară a familiei lor s-a înrăutățit în acest an față de anul trecut. Peste 80% dintre participanții la sondaj consideră că România se află în criză, iar această criză înrăutățește situația economică generală a țării, mai ales piața forței de muncă. Potrivit Insomar, peste 85% dintre români cred că situația pieței muncii este mai proastă decât anul trecut. La fel despre situația economică, aproape 84% dintre intervievați sunt de părere că este mai proastă comparativ cu anul trecut. În privința acordului cu femei, 41% dintre chestionați spun că împrumutul este unul benefic pentru România, dar sunt foarte mulți, 32%, care cred că împrumutul nu ar fi fost necesar. Părerile sunt împărțite și în privința destinației banilor luați de la femei. 43% dintre respondenți cred că ar trebui înființat noi locuri de muncă. 21% vor să se mărească salariile și pensiile, iar 15% cer investiții mai mari în agricultură. Factorul de decizie principal în contractarea împrumutului de la femei a fost Traian Băsescu, cred 30% dintre respondenți. Sondajul Insomar a fost realizat în perioada 26 martie-5 aprilie 2009 pe un eșantion de 2430 de persoane și are o marjă de eroare de 2%. Așadar, peste 80% dintre participanți spun că România se află în criză. Peste 85% cred că situația pieței muncii este mult mai proastă decât anul trecut. 84% spun sau sunt de părere că este mai proastă starea economiei comparativ cu anul trecut. A intrat criza noastră? Este o mică problemă aici. Cei 80% care au avut și au exprimat această opinie în sondajul organizat de către Insomar, din nefericire, nu reprezintă acel 73% din Parlament care are putere de decizie. Pe de altă parte, vreau să fac un comentariu, să știți că electoratul nu are o vină extraordinar de mare. Țineți cont că avem o populație sărăcită care se agață de absolut orice în situația în care este vorba să-și îmbunătățească nivelul de trai. Bun, nu este a lor. Vă rog, domnule Ștefan Nicolae. Și mai este un singur lucru și cu asta am încheiat. Suntem în preajma sărbătorilor de Paști și presupun că acest guvern, mergând pe ideea că dascălii sunt foarte milostivi, au luat 6.000 de miliarde de la bugetul educației pe semne pentru a-i dirija și către acești amărâți de parlamentari, foști parlamentari care au contribuit la bunăstarea actuală a țării. Bun, mulțumesc mai întâi tuturor celor care ne scriu pe realitatea.ne din motive care țin de zi și de informațiile care s-au succedat, inclusiv întâlnirea de la Cotroceni și declarațiile respective. Nu avem timp să le discutăm pe toate, dar sondajul ăsta arată că ne-a intrat criza noastră, domnule Ștefan Nicolae. Vorbim de peste 80% dintre... E un sondaj care a scos în evidență realitatea din societatea noastră în acest moment și ineficiența guvernului de a găsi soluții, de a veni cu un program concret la ieșirea din criză. Din păcate, de la zi la zi, de la lună la lună, vedem incoerență, vedem lipsă de decizie, vedem lipsă de soluții și vedem sectoare de activitate care intră în colaps însoțite de o criză socială fără precedent, pentru că avem șomeri de care nu se mai discută, de la zi la zi se pierd locuri de muncă, investițiile pe banii europeni care nu mai vin, pentru că în loc să lăsăm bani în buget pentru cofinanțări și pentru investiții în sectoare cheie din economie, tăiem din bugete radical și blocăm investițiile. Ori ceea ce spune președintele apropo de agricultura, program prioritar și ceea ce face primul ministru și guvernul României tăind din acest buget, mi se pare deja o degringoladă fără precedent în România în acest moment. Bun. Vă rog, domnule Izvoranu, 80, 84, 85%. Ne-a intrat criza noastră? Da, este exact vorba de procentul care nu s-a prezentat la vot, exact cum spunea colegul Nistor, deci cei care decid sunt minoritatea care se ascunde în fața unei 70% din 20%, sau mă rog, din 30%. Problema este că trebuie să găsim formule și faceți o treabă excelentă, că puneți asta pe agenda publică, doar că eu nu sunt de acord cu abordarea asta în care să ne lamentăm aici toți, să spunem, vai ce rău e guvernul. Haideți să discutăm toți, toată opinia publică, toată forța civică a României, să discutăm, să găsim acele formule constituționale și legale, de a-i trage la răspundere și de a-i pune pe acești domni la locul lor și de a pune la locurile care trebuie, domnule, pe cei care trebuie. Găsim. Să ne uităm mai întâi unde? Sub patul bunicii sau sub preși? La Curtea Constituțională. Domnule Viorel Copil, 80, 84, 85. Ne-a intrat criza noastră? Sigur că a intrat criza noastră. Este ceea ce spunea și domnul
criza asta o simțim cu toții și o simțim din ce în ce mai acută, nu atât prin fenomenul general care se propagă în toată țara, ci mai ales în buzunarele și în ceea ce punem noi pe masă. Sigur că sunt puțin, nu puțin, sunt destul de, mă refer la lucruri prozaice, însă asta e realitatea. Până la urmă, tot ceea ce face guvernul trebuie să facă de așa manieră încât să se reflecte în starea națiunii, în starea industriei, agriculturii, în starea populației, în starea pensionarilor, până la urmă. Vă rog, domnule Marius Nițu. Păi, criza nu ne-a intrat în noastră. Criza e la suprafață deocamdată. Noastră o să ne intre cu adevărat peste 3-4 luni, când o să simțim și noi cu adevărat ce înseamnă o criză reală, când o simțit alte țări. Gândiți-vă la dinamica fenomenului. Acum 2 luni erau foarte mulți oameni care ziceau, care e criză? Unde e criză? La noi nu e. Noi suntem departe de ea. Deci, dacă ne gândim la această dinamică, la cât de repede se înrăutățesc lucrurile, cum cad ca piesele de domino întreprinderi după întreprinderi și cum toate lucrurile sunt legate în țara asta, pentru că dacă e să vorbim cinstit, cea mai bună pensie a unui vârstnic e un fiu care are grijă de el. Dacă fiul ăla rămâne șomer, cu ce pensii sunt în România, e o problemă pentru foarte mulți. Spuneam și mulțumim tuturor celor care scriu pe forumul emisiunii. Nu putem să dăm toate opiniile din motive de timp, dar nici nu le cenzurăm și vreo două tot putem citi. Iată, domnul Danilă ne spune, este un mesaj venit în jurul orei 20:39 de minute. Felicitări, domnule președinte, prin declarația din această seară i-ați făcut knockout pe toți mogulii, politicienii, analiștii și forumiștii bolșevici. Păcat că veniți atât de rar să ne spuneți adevărul. Sper să nu fiu cenzurat într-o Românie europeană și civilizată. Nici de cum nu veți fi cenzurat, dar acum trebuie să intre pe invitații mei dacă sau cum se simt ei. Moguli, politicieni, analiști sau forumiști bolșevici. Să încep cu domnul Izvoran. Da, ce să vă spun? Probabil că este și aceea tratată de președinte o problemă importantă, dar probabil că e importantă pentru dânsul personal. Pentru țară, la ora actuală, sunt cel puțin 100 de alte probleme mai importante decât asta. Bun, eu doar vă întreb în ce piele de personaj intrați mai bine, domnule Nistor? Mogul, politician, analist, forumist, bolșevic? Politician în niciun caz, presupun că bolșevic, datorită faptului că insist foarte mult pentru îmbunătățirea nivelului de trai al colegilor mei din sistemul educațional. Și nu știu în ce categorie m-aș încadra în situația în care insist în permanență pe respectarea legilor în România. Acum vedeți că este o contradicție între a fi bolșevic și a dori să trăiești într-un stat de drept și nu un stat de drepți. Că noi cam trăim într-un stat de drepți. Domnule Viorel Copil. În ce piele de personaje numerate de domnul telespectator Danilă vă simțiți mai bine? Având în vedere etimologia cuvântului, sigur că toți suntem bolșevici, cei care dorim să fie mai bolșevici, în seama de cuvânt. Cei care dorim să fie mai bine, care cerem guvernului să găsească soluțiile cele mai potrivite, să fie mai bine pentru toată lumea. Cum să fiu altfel? Cum să fiu mogul? Cum să fiu, sau cum să fim noi mogul, toți cei care suntem aici? Bun, domnule Ștefan Nicolae. Nu știu, domnul Danilă, probabil o face parte din aia 387 de deputați. Să sperăm că nu face parte, pentru nu că e parlamentar, cei care suntem la masă nu cred că avem niciun fel de aspirație și ceea ce încercăm întotdeauna când venim la noastră în emisiuni și prin activitatea noastră, încercăm să aducem un dram de dreptate pentru cei care îi reprezentăm și încercăm să... Eu vă întrebam în ce piele vă simțiți mai bine... Așa, de curiozitate. Din ceea ce a expus forumistul noastră, nu mă simt... Vă rog, domnule Nițu, închem cu dumneavoastră. Ideea e ce are criza cu prefectura, că vorbim aici de niște lucruri diferite și le amestecăm ca în România și nu mai înțelege nimeni nimic. Deci vorbeam de crize, subiectul numărul unu în țara asta, pe urmă putem vorbi de mogul, de justiție, de fotbal, de Penescu, sunt subiecte colaterale. Criza, în opinia mea, e un subiect demn de conversație. Mogulii poate or fi și ei, dar nu o să rezolve Penescu și mogulii criza. Tot guvernul trebuie să o rezolve. Bun. Mulțumim. A fost realitatea zilei. Emisiunea care pune punctul pe zi cu precizarea că într-o țară în care justiția este imparțială și principiile sunt respectate, chiar și mogulii nu sunt mai presus de lege și vorba aia are cine sau ar trebui să aibă cine să se răfuiască cu aceia care încalcă legile, dacă le încalcă. Prin urmare, retorica asta cu mogulii neurmată și de consecințe în situația în care există motive, nu e decât vorbă în vânt.
Rămâneți cu noi, urmează jurnalul orei 21. Că mare parte din calciu se irosește fără suficientă vitamina D și nu mai ajunge în oase? Fără suficientă vitamina D în organism, mare parte din calciu se irosește. Comparativ cu alte lactate, Danonino conține și calciu și vitamina D. De aceea îi dau copilului meu Danonino în fiecare zi. Iar acum cu noi magneți Danonino îl ajut să construiască cel mai lung tren din lume. Copilul tău crește sănătos și învață să socotească. Știm că îți iubești casa, atunci ai grijă de ea. Generali Asigurări îți face o super ofertă la asigurarea completă a locuinței. 20% reducere. Află mai multe acum. Robotix șterge praful și spală rufe murdare în doar câteva minute. Ați urmărit emisiunea de știință și imaginație, Cronicile viitorului. Vă așteptăm la o... Până atunci, Brigat Activ. Mai mult fruct, mai multă energie. Enzim 5, formula provenind din detergenții de top, vine acum în Bonux, oferind o putere mare de curățare. Soluția puternică împotriva petelor. Noul Bonux Enzim 5. Sângerarea gingivală este unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiei, cauza principală a căderii dinților. Parodontax, pasta de dinți cu 70% ingrediente active, ajută la oprirea sângerărilor gingivale. Holsten. Am adus cele trei ingrediente pure ale berii germane. Hamei, orz, apă și în noul Holsten fără alcool. Respect. Ca tu să te bucuri de aceeași calitate cu care te-ai obișnuit. Holsten. Totul pentru gust. Există un loc în România unde tradițiile se păstrează cu demnitate, unde frumusețea lăcașurilor sfinte inspiră oameni, unde farmecul sărbătorilor înseamnă bunătate, credință și familie. E locul pe care oricine îl poate numi acasă. De Paște în Bucovina, un proiect susținut de Ministerul Turismului. Nu vă apropiați! O să sar! Nu! Nu! 10%! Gândește-te bine! 10%? Ne! Nu-i destul! Sar! Te rog, nu! Uite! 20%! 20%! Pe cuvântul tău! Cele mai spectaculoase reduceri nu garantează cea mai bună ofertă. Pentru siguranța ta, verifică oferta Toyota. Calitatea Toyota acum la cel mai bun preț. Vino și ia-ți PC-ul Expert Digital Classic cu procesor Intel și monitor LG de 19 inch la numai 1199 de lei. Și nu uita, cumpărând acum orice de la Domo, primești cadou un card de 50 de lei. Domo, pentru acasă. Dacă toți copiii ar putea să-și creeze ciocolata preferată, exact așa ar face-o. O ciocolățică pe măsura lor cu miez de lapte. Prin urmare, Kinder a creat o ciocolată exact pe gustul lor. Ciocolata Kinder, creată special pentru copii. În viață o să ai parte de multe lucruri frumoase. Din toate o să înveți câte ceva. Și uite așa, o să crești mare. Mami, mami, a făcut o magie! Abonează-te la Cosmote Full Option. Primești până la 2000 de minute naționale și internaționale și chiar comunicare nelimitată în rețea. Cosmote, alături de tine! Descoperă noua gamă Nivea Styling. Spray fixativ pentru o atingere mătăsoasă și o fixare uimitoare. Gel de păr pentru o senzație unică și un stil de invidiat. Spumă de păr pentru o coafură perfectă, irezistibilă la atingere. Arăți fantastic, te simți fantastic. Noua gamă Nivea Styling. Pentru că frumusețea este seducție. Știm de ce ai nevoie. La abonamentul Cosmote Full Option 100 primești 800 de minute și 800 de SMS-uri în rețea și 100 de minute naționale și internaționale. Cosmote, alături de tine. Subaru Forester este acum în oraș cu două oferte atractive. Avantaj client de până la 4.760 de euro sau posibilitate de finanțare începând cu 10% avans sau 0% dobândă. Ofertă valabilă pentru toată gama prin Subaru Finance și BCR Leasing. Subaru. Prin rețeaua autorizată Subaru Motors Trading. Vrei mai multă putere de alegere? Vrei mai multă libertate?
afacerii tale. MoneyGram, transfer internațional de bani. Puterea e în mâinile tale.